Avant tout, je voulais dire bienvenue à Tergovichte, Decathlon, et félicitations pour cette initiative. Et je suis content que vous avez ouvert un magasin ici. C'est important. Ça fait 10 années qu'on vous avait dit que vous êtes ici. Et c'est un plaisir pour nous. Se traduc acum, i-am felicitat că au avut această inițiativă să vină la Tergoviște și să deschidă acest magazin pe care eu îl consider foarte important pentru comunitate. De altfel, Târgoviștele se dezvoltă din ce în ce mai mult pe zi ce trece și vreau să felicit toți oamenii implicați în bunul mers a lucrurilor aici, în acest oraș minunat. Noi, de partea cealaltă, încercăm să ne facem treaba cât mai bine și să strângem puncte. Avem nevoie de ele. Din păcate se împart la finalul acestui sezon regulat. Să vedem cu câte vom rămâne, dar ținem speranță că vom reuși să salvăm această echipă de la retrogradare, ceea ce de altfel este obiectivul nostru. Normal că ne propunem foarte mult și ne dorim mult mai mult decât atât. În numele echipei vreau să felicit încă o dată Decathlonul pentru această inițiativă și sperăm să fie de bun augur. Cum? Mai tare, cum? Ok, să fac un remember acum și să derulez puțin filmul vieții așa, cu vreo câțiva ani în urmă, într-adevăr, în 2000 m-am transferat la Nantes Atlantic. A fost un sezon minunat, am câștigat acel campionat în 2000. Dar vreau să mă întorc la Decathlon, că tot vorbim despre Decathlon, îmi aduc aminte. Și dacă mă uit mai atent în garajul meu de acasă, găsesc foarte multe produse cumpărate de la Decathlon. Unul din cele mai importante produse este o bicicletă pe care am cumpărat-o pe vremea când jucam la Nantes.